Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pentru tine, aprilie va fi o lună de imersiune în sferele materiale, practice ale vieții. Dizarmonia care emană din berbec nu își schimbă tonul fără participarea conexiunilor care îl leagă pe Marte de Zodiarac. Șeful tău, soțul tău, prietenul tău, Colegii tăi nu vor fi ușor de înțeles. Unii dintre ei sunt catastrofal de încăpățânați sau obscuri, în timp ce alții se revoltă cu prima ocazie. Contactele sunt pline de animație, persistă dezacorduri frecvente. Ești blocat între ciocan și nicovală, o piatră parcă stă deasupra ta. Din păcate, aici nu prea depinde de tine, nu poți decât să aștepți cu calm până trece această situație ca suport în perioada 12 la 30 aprilie, poți conta pe impulsurile vesele și pozitive ale lui Venus în gemeni. Creează evenimente și circumstanțe menite să-ți schimbe șirul gândurilor. Venus îți oferă și momente de relaxare care îți vor permite să privești lucrurile din lateral. Dragoste, acest sector este însuflețit de perioade de euforie și, din păcate, de momente mai greu de rezolvat începând cu 12 aprilie, Venus în Gemeni va schimba direcția iubirii tale, îndrumându-te în direcția ceea ce aduce fericire în relația ta. Venus te va ajuta să privești sentimentele și seriozitatea intențiilor din exterior. Sfat, în loc să te lași absorbită de probleme vagi sau de decizii dificile, încearcă să-ți vezi viața într-o lumină nouă. Deschide-te către o altă dimensiune. Tara de sănătate te va mulțumi, iar pentru cei care au dobândit probleme în luna precedentă, este planificată de la Astră o recuperare completă. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!